a murit Nicu Sârghea, toboșarul trupei Vanc. Artistul a fost găsit fără suflare în propria locuință astăzi, 12 decembrie 2024. Potrivit primelor informații, artistul a fost răpus de un AVC. În urmă cu doar câteva ore, trupa Vanc anunța că a fost lansată o nouă piesă, Te-am sunat din greșeală. Nicu Sârghea s-a stins din viață la vârsta de 48 de ani. Potrivit primelor informații, toboșarul trupei Vanc a fost găsit fără suflare în propria locuință. Cu doar câteva ore înainte de tragedie, trupa Vanc a anunțat lansarea unei noi piese. Nu știm cum stați cu planurile de revelion, dar știm exact ce facem mâine. Fiți cu ochii pe Vanc pentru că lansăm varianta quarteta piesei Te-am sunat din greșeală. Și nu e nimic accidental în ceea ce urmează. A fost postarea oficială a trupei Vanc. Nicu Sârghea a fost membru al trupei Vanc timp de două decenii, din anul 1994. După ce s-a bucurat de succes în timpul concursurilor Cântarea României, a decis să se îndrept către muzică. Formația pop-rock din care a făcut parte, alături de Cornel Ilie, a avut un adevărat succes, fiind una dintre cele mai apreciate din România.